Incidentul a avut loc în jurul orei 13:30, chiar în curtea liceului. O tânără de 26 de ani a intrat în vorbă cu un grup de elevi, iar la scurt timp discuțiile dintre ei au degenerat. Acest dialog a degenerat într-un conflict. A fost nevoie să chemăm ambulanța, să apelăm serviciul de urgență. Echipajul SMURD a acordat primul ajutor. În momentul acesta avem o anchetă internă în plină desfășurare. Erau fost aici în curtea școlii, o bătaie, s-au împins. Se pare că în urma conflictului, unul dintre elevi ar fi împins-o pe tânără și s-ar fi lovit la cap. În cursul zilei de ieri am fost solicitați la un liceu din Constanța pentru o pacientă care prezenta un traumatism cranian. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj SMURD, pacienta era conștientă, stabilă, a fost transportată la Spitalul Județean pentru investigații. Reprezentanții colegiului spun că în momentul incidentului, tânăra a fost eleva liceului avea un comportament ciudat. Astăzi, cazul a fost preluat de polițiști, dar și de inspectoratul școlar. În urma vizionării de către polițiști a imaginilor de pe camerele de supraveghere, polițiștii au luat decizia de a continua cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe. Urmează acum prin Consiliul Clasei și prin Comisia de Prevenire a Violenței de la nivelul unității de învățământ să se ia măsurile administrative care se impun. Se poate ajunge până la exmatricularea elevului implicat în acest incident. Părinții elevilor susțin însă că nu este pentru prima oară când în școală au loc astfel de incidente, însă de fiecare dată când au reclamat, nimeni nu a luat nicio măsură. Tras de păr și lovit cu capul de ușă. Nimic nu s-a făcut de o lună de zile, aceleași probleme în fiecare zi sunt. A fost lovită cu piciorul în burtă, i-a fost smuls părul din cap, are vânătăi pe tot corpul și pur și simplu îi mai este teamă să vină la școală și nu este singurul copil. Reprezentanții inspectoratului școlar spun că nu au cunoștință despre aceste incidente, însă au anunțat că vor face cercetări.